Atunci când am trecut prin încercare, am văzut în mod extraordinar puterea lui Dumnezeu. Atunci când în dreptul copiilor noștri, în dreptul celor doi băieți, Marcu și David, atunci când viața lor s-a aflat în mare pericol, am văzut mâna lui Dumnezeu, care a fost mai mare, mai puternică, o mână care a fost plină de bunătate și a scris viață în dreptul copiilor noștri. La diferență de 5 ani de zile, cei doi băieți, Marcu și David, pe aceeași stradă și exact în același loc, au fost loviți de o mașină. Și pentru mine era cea mai mare frică, în calitate de mamă, să fie copilul meu sub roțile unei mașini. Și s-a întâmplat nu o dată, ci de două ori. Însă am văzut în cea mai neagră noapte a încercării, experimentând cea mai mare frică a mea ca mamă, am văzut puterea lui Dumnezeu, care este mai mare, care a fost mai mare decât orice plan al celui rău. Și Dumnezeu a scris viață în dreptul copiilor noștri și Dumnezeu și-a împlinit în mod minunat promisiunea care spune: iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te păzească. Am văzut mâna lui Dumnezeu care și-a împlinit promisiunea în dreptul copiilor noștri. Și despre această promisiune și despre multe alte promisiuni extraordinare, promisiuni menite să ne asigure o viață de biruință, o viață binecuvântată, o viață păzită de îngeri pe pământul celor vii. Despre toate aceste promisiuni extraordinare pentru viața de pe pământ, dar și despre promisiunile uimitoare ale lui Dumnezeu pentru viața din cer. Așa cum ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, ne spune Cartea Sfântă, la inima omului nu s-au suit. Despre aceste lucruri, așa cum ne sunt adeverite de cărțile Bibliei pentru viața din cer. Despre aceste promisiuni am scris în cartea Femeia condusă de promisiuni. Pentru că experimentez plină de bucurie acum, la vârsta de 41 de ani, puterea promisiunilor lui Dumnezeu, care este mai mare decât orice mâhnire a inimii, decât orice dezamăgire a vieții și decât orice plan al celui rău. Plină de bucurie și credință, experimentez acum, mai mult ca niciodată, puterea promisiunilor lui Dumnezeu. Și de aceea, a treia carte poartă acest nume, Femeia condusă de promisiuni. Dacă la 28 de ani am vrut să mut munții și am scris cartea Femeia care mută munții și am fost o femeie biruitoare în Hristos, prin credința dăruită de Dumnezeu, o credință care mută chiar și munții din loc, acum am bucuria să vă aduc înainte o colecție extraordinară de promisiuni divine. 4 ani de zile am adunat aceste promisiuni extraordinare. Biblia le numește în cartea 2 Petru, capitolul 1, promisiuni nespus de mari și scumpe. Am adunat aceste promisiuni, sunt foarte multe prezentate în carte și ele sunt nespus de mari și scumpe. Și de aceea lumea nu le poate accepta. Pentru unii ele par prea frumoase ca să fie adevărate. Pentru unii, o viață precum cea prezentată în Biblie este de neînțeles, este de neacceptat, pentru că pare prea frumoasă
ca să fie adevărată. Însă promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate. Promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc pe pământul celor vii și ele sunt puterea noastră pentru vremurile nesigure, sumbre, neștiute care ne stau înainte. Prin călăuzirea dată de Duhul lui Dumnezeu, aceasta este puterea noastră. Promisiunile lui Dumnezeu ne aduc pentru viitor o speranță de nezdruncinat, o speranță care nu ne va înșela, o putere care ne va da biruință, oricare ar fi situația cu care ne vom confrunta. Promisiunile lui Dumnezeu sunt puterea noastră de neclintit și doar dacă noi ne vom ancora cu toată puterea în aceste promisiuni, vom fi bine și mai mult decât bine în viitor, chiar dacă este incert, chiar dacă este nesigur. Promisiunea promisiunilor, Romani 8:28, se împlinește în fiecare zi, în dreptul nostru. Toate lucrează spre binele celor ce se tem de Dumnezeu. Și experimentăm această promisiune în fiecare zi, pentru că da, am văzut puterea lui Dumnezeu, a trimis pe îngerii săi ca să ne ocrotească copiii, ca să scrie viață în dreptul lor. Am văzut puterea lui Dumnezeu care vindecă și în mod miraculos l-a vindecat pe băiatul cel mare, pe Marcu, de o boală foarte gravă, autoimună. Însă Dumnezeu nu ne-a vindecat toate bolile și nu ne-a scutit de toate luptele pe pământul celor vii. Încă suntem în încercare. Dar promisiunea promisiunilor, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, este promisiunea pe care noi, trăind chiar prin încercare, am pus-o la inimă și am primit o speranță de nezdruncinat și de neclintit pentru viitor. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele copiilor de Dumnezeu. Și de aceea, pe coperta cărții, apare această imagine, o fică de împărat, pentru că promisiunea lui Dumnezeu, printre alte promisiuni, spune că El ne oferă statutul de fii și fiice de împărat. Și în calitate de fii și fiice de împărat, pe pământul celor vii, noi avem dreptul să beneficiem de toate promisiunile sale. Este dreptul nostru să experimentăm promisiunile Lui pe pământul celor vii. Și vă doresc din toată inima să vă ancorați în promisiunile Lui Dumnezeu, să cunoașteți promisiunile Lui Dumnezeu, pentru că este greu să cereți, să stăruiți în rugăciune, trecând prin încercare, pentru o promisiune pe care nici măcar poate nu o cunoașteți, dar aveți nevoie de această promisiune ca de aer. Aveți nevoie de promisiunea lui Dumnezeu, ca ea să devină realitate în dreptul vostru, trecând prin încercare. De aceea este imperios necesar să cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu, să le credem cu toată inima, să luptăm pe genunchi pentru ele și să le experimentăm pe pământul celor vii și să primim pentru viitor, așa cum am primit și eu, o speranță de nezdruncinat prin puterea promisiunilor divine și să fim fii și fiice de împărat care își înțeleg statutul, care cer pe pământul celor vii toate promisiunile lui Dumnezeu și nu doar 99% dintre ele, să fim fii și fiice de împărat care privesc înspre viitor, așa cum este și pe coperta cărții, privesc înspre viitor cu seninătate, cu încredere, pentru că au parte pe pământul celor vii
de promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile divine sunt pentru oricine. Dumnezeu nu are o plăcere mai mare decât să-și împlinească promisiunile în dreptul fiilor și în dreptul fiicelor sale. Însă, din păcate, ele nu se împlinesc în dreptul tuturor și este cea mai mare pierdere. Și de aceea, pentru viitor, cei mai mulți se confruntă cu o mare frică. Însă, în dreptul fiilor și fiicelor de împărați, Dumnezeu își împlinește promisiunile. Nu vă lăsați înșelați de cel rău, întorcând spatele Bibliei și promisiunilor lui Dumnezeu, care vor fi puterea voastră de nezdruncinat pentru viitorul care ne stă înainte. Umblați plin de credință în promisiunile lui Dumnezeu și veți fi mai mult decât biruitori. Vă doresc din toată inima o credință mare în promisiunile lui Dumnezeu și o speranță de neclintit pentru viitor. Biruință în încercare, așa cum și noi am primit, Dumnezeu ne-a purtat mereu de grijă, așa cum spune următoarea cântare compusă de Mitică. Dumnezeu ne-a purtat de grijă, a păzit viața copiilor noștri și a fost pentru noi. El și promisiunile sale au constit pentru noi o comoară de neprețuit. Și despre această comoară vrem să cântăm în continuare: Iisus, Iisus, comoară nestemată, Tu-mi ești.